Să nu mă pun ăștia să mă bat, iar că mor. Salut, raidelor, aici Pepper la un episod din Mafia 2, al noulea episod din serie. Ăsta cine? Mi se pare cunoscut. Ok, înainte să începem treaba, nu uitați tu să apeși butonul de like, m-ar ajuta foarte mult. Dacă mă susții și îți plac episoadele din Mafia 2. Mr. Galante wants to talk to you. Come with me. Ah, deci vrea să vorbească domnul Galante cu mine. E ok. Good to have you back, kid. What the hell happened? It looks like the mix went up for a fair fight. Couple of ce naiba pățit Pepe? Yeah, well, we should. Mamă, pe ăla cu care vrea să mă bat eu. Dacă văd că l-a băgat pe Pepe cu mâna în ghipsi cu plasturi pe ochi, ce naiba pot eu să-i fac? Ok, hai să încercăm. Deci Galante cred că e un veteran al pușcării. Cine știe ce mama naibii o fi făcut și asta? Sure as hell ain't gonna let this go. What do you got in mind? Pepe's got it all worked out. Took a little persuading, but O'Neill's all by himself right now in the gym. Guards won't be back for a while. You're just gonna give him a good beating. Break a couple of bones, same as they did to me. Ci că se rup câteva oase, niște pumni în gură, de-astea minore, mici, no. Yeah, I got it. Poate să-l și omor dacă, na, ce contează. Îl omor încă vreo 30 de ani, ce contează. Ci că se rupă în picior, no. Ok, ci că Pepe mă anunță dacă e să vină pușcăria și... Ah, deci pe ăsta te să-l bat. E simplu, iau o gantră, dai și dau cu ea în cap. Ah, cu ăsta m-am bătut la început, mă. Da. Just the man I wanted to see. Bă, băiatule, nu te pune că ți-o iei rău. Mamă, bă, dar... Bă, e ușor, mă. Fetul de scor, uite-o, ok. Stai, să șcăm cu garda, nu ca țărănoi. Bă, eu vreau să-mi crească HP-ul, ce naiba? Păi nu vezi ce HP de rahat am? Da, mai am două bucată male și naci. Mamă, bă, dar la început, sincer, am crezut că e un idiot. Bine, l-am și bătut pentru prima oară, da. Wow, ai văzut, am dat amândoi aceeași lovitură, același tip de lovitură în același timp. Doar că el e mai rapid, n-ai de atâția ani în pușcărie, e omul. Știe tehnici, tactici pe care eu nu le știu. Dar uite că tot îi car pumni în gură așa, iurea. Să vezi ce pleci tu cu nasul ăla în punga acasă, na? Sau poate plec eu. Sau poate nu mai plec. Bum, bum. Ai, tati, l-am ciopărțit. Ok, a zis să-i rup un picior, o mână, ceva. Și că i-am pus o întrebare din ori, ai văzut din ce ești făcut, frate? E probabil din metal sau ceva, când tot dau în el al dracu, dar nu pățește nimic. Nu vezi, îl țin și în serii și nimic nu se întâmplă cu el. Decât să iau o gantră, dai să-i dau un cap cu ea, nu înțeleg altceva. Oh, cuțitul, lucrăm cu lame, prietene, nu e corect. Mă, dacă el vrea să mă omoare, să mai stea încă 20 de ani la pușcărie, ce contează? Ce neamă, că ăsta e făcut din piatră, mă, nu vezi? Oh, fuck! S-a dus pe... Gata. L-am aranjat, i-au zis... Bă, dar i-au zis să-i rup o mână, un picior. Ceva achievement. Doar că nu... Cum neba să nu găsească pe la care l-a omorât? Doar e chestia cu amprentele, nu? E, de pe vremea aia n-a existat, cine știe. Stăm pe canapea, mâncăm, altă viață, nu mai mâncăm ciorbă de aia pentru... Săraci. Trust me, Alberto's a real cocksucker, and you can bet that lawyer he's hired was just there to make sure you didn't rat. But don't worry, you'll get his.
Deci va trebui să-i bat pe toți ăștia mai șmecheri din pușcărie ca să mă dau eu cel mai șmecher, știi? Deci probabil de data asta nu o să se mai ia nimeni în afară de polițiști de mine. De nu trage Pepe din țigara aia, cred că de când a început videoclipul și nu mai termină. And if there's any disagreements, the bosses of all the families meet to work things out. That's the commission. Great. So what do I do now? Am I in trouble too? No. Nothing like that. You're young, you're smart, and you've proven you can keep your mouth shut. You're exactly the type of guy everybody wants working for him. Yeah, but I don't even know who these other guys are. There's two other bosses besides Clemente. One is Carlo Falcone. The other is Frank Vinci. Falcone și Vinci, ok, nume super ușor de reținut. Bun, am înțeles informațiile, hai să vedem ce trebuie să facem. Chapter 7, mă bucur că trec la un nou chapter. Oare câte chaptere o avea asta? 10? Nu cred. Francesco Potenza. Galante wasn't lying. Called in a few favors and arranged for me to get out early. Knocked almost 4 years off. Yay, am ieșit din pușcărie. Now Joe used to come visit me and, you know, kind of fill me in. Super șmecher, frate, super tare. Dar, în fine, o să te las să afli singur. Cineva mi-a dat un spoiler cu ce o să se întâmple deja. Nu până la sfârșit, doar unul mic de tot. Așa că nu o să vă spun și eu, doar vă las să vedeți. M-am întors înapoi. Hai, eu credeam că o să se întâmple ce mi-a zis tipul ăla, probabil m-a mințit. Dar vreau să sparg din nou chestii, să omor din nou oameni, să fur, să... Așa, uite, vezi, am dărmat coșul de gunoi, mă simt din ce în ce mai fericit. Pot să alerg, pot să fac ce vreau eu. Sunt în mijlocul naturii. Ok, haide. Hai în casă, stai pe unde intrăm. Că nici nu mai țin minte. Oare mai avem și noi? De chiar mă, în jocul ăsta e super greu să găsești o mașină rapidă. Și asta mă enervează. Merg numai cu rângi din alea super, super încete care te fac să pierzi din timp foarte, foarte mult. Tipul ăsta e probabil ceva nou pe aici, că nu l-am mai văzut sincer. E, cât timp a stat în pușcărie, cred că s-au schimbat multe chestii. Cam foarte multe chestii. Buzz off, mister. Ia, și probabil trebuie să fie Joe cu vreo 2-3 femei, ca asta se întâmplă zilnic, din câte știți și voi. Vito! Hey, you break out of jail? Ah, geez, good to see you in regular clothes and on a right... Apropo de haine, că tot zicea Joe, ci că e bucuros să mă vadă în hainele mele. Am aflat cum putem să ne cumpărăm alte haine, dar nu știu dacă avem bani. Trebuie să arate pe mapă o pălărie sau ceva de genul și de acolo ne putem lua haine, cel mai probabil e un magazin. Joe? Nu-i Joe cu femei? Mă, asta suna ceva ciudat. Bănuți, oh da. I got a piece for you too if you want it. Ah, here, always comes in handy. Așa, tati, intrăm din nou în pâine. Pistol, bani, mafiot din nou. Sper doar să nu vizitez pușcăria pentru a doua oară. Normal că mă grăbesc pentru că mi-era dor, naiba, m-am săturat în pușcăria aia. $200. Pare ok. Să luăm... De fapt, stai! Din câte știu eu, nici măcar nu avem... De fapt, stai, din câte știm noi. Nici măcar nu avem permisul de conducere, nu? Cam ciudat. Poate alerga Joe. El e mai brutos, așa, știi? Nu pare un cer înnorat, așa că nu o să avem probleme. Bă, da, mașina ta unde, mama naibie? Ia stai.
Nu cred că zicea neapărat de mașina lui, așa că n-ar fi bine să furăm una? Ce zici? Eu zic că ar fi perfect. Văd un polițist pe acolo, oarecare o fi. Cred că Tristul ăsta cu bască, ia? Iată și pe Hitler aici, fără mustață, desigur. Ok, uite o mașină acolo interesantă pe care aș vrea să o luăm. Te rog să nu treacă poliția pe ei. E perfect. Mă, pe măsură ce avansezi în joc, văd că apar mașinii ce mai mai șmechere așa ca aspect și probabil și mult mai performante. Să-mi bag picioare, am găsit ultima. Bă! Cât timp e verde? Cât timp e verde? Gata, hai, Joe, urc aici, tati. Avem un drum de parcurs, totuși. E forță mașina asta, mai ești nebun, uite, deși tu ce blană e. Păcat că n-am nos ca la Most Wanted, știi? În rest, e ok. Nu poliția, hai mă, dă-o încolo, nici bine n-am ieșit din pușcărie, că eram probleme cu poliția. Marș! Serios? Nu cred așa ceva. Fugi! Vin copoi după mie și l-am zis și pe Joe acolo, măcar de aș omoră. Uite și pe Joe, marș mă, marș. Nu se deschide chestia asta cumva. De-aia, păi normal, urmăresc pe Joe, că... Ai de viață. Fără braie, Bran fără, da, păi deci singura chestie ar fi să fug. Așa, mă. Poate vă și împușc, jegoșilor. Vezi, au zis Roger Dead, adică afirmativ, domnule, poți să mă împuști. Nea, nici nu mai stau să deschid altă mașină, direct iau... Aoleu, ăsta cine e? Ai și tu... Bă, da, toată lumea în jocul ăsta are pistoale, mai lăsați-mă în pace. Urcă-mă, urcă-mă repede. Stai, acum toți idioții de pe stradă care au pistoale încep să tragă în mine. Oare de ce? Ce, lucrează cu poliția sau ce? Că n-am înțeles. Am pierdut ceva timp, doar că nu foarte mult. Și mi-era dor să mă mai, să mai alerg de poliție. Stai, era pe ceva pe care puteam... pe E puteam să... pârțim cu claxonul. A, uite, hai că suntem aproape, suntem și wanted de poliție, perfect. Să dăm o parcare jmecheră. Ești puțin sânge pe ea, dar nu contează, e distrusă, dar nu-i mașina mea, așa că nu mă prea interesează. E aici pe cineva, mă, naibii găsim. Weapons are not allowed here. Ok, your new apartment is on the top floor. Oh, am apartamentul meu, nu mai trebuie să stau nici la mama, nu mai trebuie să stau nici la... Vito? Așa am zis? Nu, Vito sunt eu, doamne, ce idiot. La Joe, nu mai trebuie să stăm la Joe. Okay, here we are. I'm sure you'll find it to your liking. I live in a similar apartment myself. Să zicem că o să-mi placă. Ia să vedem ce priveliște avem. O priveliște perfectă. Mașini, văd acolo femeie. Ce altceva mai trebuie, aia să vedem. Aia, deschidem puțin ușa, deschidem puțin geamul ca să aerisim pe aici, nu? Adică... Dormitorul. Aici că bun pentru 2. Poate 3, așa ai zis. Poate 3. De ce nu 3? Adică întotdeauna... Între 2 nu te plouă, dar nici nu... Bine, dar nici bine nu ție. Aici că... Poți să-mi pui o întrebare și ai zis... O singură întrebare am. Când naiba pleci? Get dressed into a suit. Oh, avem costum? Stai, unde mi-e? Deci aici e bucătăria. Ar trebui să avem și un dulap. Dacă l-am și găsit, ar fi perfect. Hai să închid ușa, mai apartamentul meu acum.
A, stai, că nu am aici nimic deocamdată. Trebuie să mă duc să-mi cumpăr cel mai probabil. Da, da, trebuie să mă duc să-l cumpăr. Cea mai ușoară cale să ieși de aici și mai scurt ar fi să mă arunc pe geam. Da, lasă și așa. Să nu te prind că intri înapoi în apartament, că te curăț, ai înțeles? Ai, ai. Stai, mașina era asta, ca să nu mai zică lumea că fur. Ce naiba, ce mai are poliția cu mine? A, sunt urmărit, puteam să jur. Am uitat. Stai, trebuie să scap cumva de ei, firar mama lor. Dar nu... Te rog, fără un alt polițist. Wanted, ok, hai să... Stai, vorbesc de mine? Nu, vorbeau numai de mine, ci de mașină. Poate dacă iau altă mașină? Poate dacă o fură? Ce zici? N-are nimic. Aoleu, aud poliția iar. Gata, am hăcuit-o și pe asta, dar vine poliția. Ce, mama, n-ai bine? N-are nimic. Vreau doar să intru în magazin să-mi cumpăr niște haine, n-am nimic cu voi. Dă-te din drum, fraiere. Ah, deci putem merge și pe aici, e ok. Nu, să nu omor oameni, pentru că dacă omor oameni, o să fie și mai rău. Uite, vezi claxonul ce poate face? Poate face minuni chiar. Hai că nu mai stau eu la parcat aici, de să intru repede în magazin. Probabil asta o să mă ajute să scap și de copoi. Bun. Închidem ușa frumos. Să ne cumpărăm un costum. Shirt with trousers. Lethargy. A spus... A, uite. Casual. Să zicem. E, așa mai arăt ca și eu, ca un mafiot, nu? Nu cu joarsele alea pe mine, care de fapt nu erau de joarse, erau din piele, erau interesante. Pentru că așa arăt ca un mafiot, așa sub acoperire, vezi, nu mai sunt nici urmărit de poliție. Așa că o să-mi fie mai ușor să fur mașini. Stai, mașina, uite, cred că e asta de aici, nu? Dacă n-are geamuri, a mea. Deci n-are geamuri, a mea. Bine, cel puțin parbrizul e vai de mama lui, nu mai e de fapt. Dar geamurile din spate și din părți le are. Iară wanted. Păi, logic. Nu, 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 stai, stai. Te stai o altă mașină, că așa nu se mai poate să fie urmărit într-una. Hai, ieși acasă. Aș... A, vine și poliția, perfect. Ei nu m-au văzut când am furat-o. Și mai perfect de atât. Dar ușa aia nu vrea să închidă, firar măsa. Gata, s-a închis. Exact așa făceam în GTA că nu se închidea o ușă. Nu, 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 nu. Da. Se putea, se putea. Trebuia să fac una ca asta după ce am ieșit din pușcărie, nu? Ia până unde mama n-ai bine? A, e destul de aproape. Oho, și mai șmecher. Lady, dă-te din calea mea că te calc. A, trebuie să mergem la noi acasă, ok. De fapt, stai că aici nu e la mine acasă. E la mama, nu? La noi acasă ar fi în partea aia. Fine. Bine, aici e casa părintească, știi cum e de la Fuego. Casa părintească nu se vinde, adică... Cu apă cristalină, ce să mai zici? Crise din Banat, ce să mai zici? Lumea a vrut să-l facă pe el vedetă și el e trist acum, adică ori el oricum e un trist, dar n-ai ce să-i faci. Mai deschideți și voi geamul ăsta, băi, pârțitorilor, ca să mai iasă aerul ăsta urât. Take the magazine? Ce bise? Take the magazine? Hei, n-avem voie să arătăm și așa ceva la minori, mă, nu vă-i rușine. De fapt, stai, mă, ce naibă, m-am dus prea sus sau ce? Ba da, mai aici trebuie să fie și casa mea, doar că nu ți-mi minte să fi văzut vreun bețiv până acum. Barbaro. Răspunde, mă. Jeez, I thought you ia uite. Bad, nice material. Thanks. So, așa părere ai tu despre mine, mă?
You'll find out. A friend of mine. Aha, și că vine un prieten de-al lui, nu știu ce, oricum, vedem. O, mafioții, șefi, mafioții. Get into Eddie's car. Hai în mașina lui Eddie. Cine ajunge ultimul e un bou. Parcă așa ziceam când eram copii. Copilași, de fapt. Căci copii suntem. Deci că sunt Max Payne, tati, cu astea, n-ai idee. Stai. A, mașina lui Eddie. Ce trebuie să fie pe undeva. Ok, ok, vă bag imediat într-o mașină, doar că... Unde e acea mașină? A, uite, uite-o, mamă, ce piesă. E piesă, ești nebun? Ia uite-o. Bă, da, e ciudat că ăștia au încredere să conduc. Adică am încredere în mine, vor un șofer care de fapt n-are carne de șofer, dar totuși noi lăsăm ca șofer ce, ce are. Dacă ne omoară, e, ne omoară, ce, ce dacă? Astea-s mașini de mafios, frate, nu tractoarele astea de pe stradă. E, în fine, ne adaptăm noi și cu astea de pe stradă, nu-i problemă. Bine, trebuie să știi să alegi, totuși, trebuie să ai ochi pentru mașini, nu prostii. Cine mă zici că sunt pe serpentine aici? Ce fel de oraș ăsta? Nu vreau să stric mașina. Era mama. Mi strică afarul. Plătești, plătești, să știi că plătești. Hamburger, nu ne oprim și noi să halim ceva totuși? Adică... În pușcărie n-am mâncat nimic, zic și o să ne oprim la un fast food. Fast food. Mama, ce vine să ies din mașină să-l scop ăla de acolo să-l bat. Ia zi, tipic românesc, nu? Haide, mă. Cât mai avem, hai că mai avem puțin. Dar trebuie și joarsa asta să pornească mai repede. Ia, depășesc limita de 60? Hai că am depășit-o. Trec și pe roșu, prea șmecher. E, uite, aici dăm din ce în ce, din ce, în ce mai multe mașini șmechere. E, mai trebuie să dai și de un tractor, de o basculantă, ceva, că e normal. Aha. O, petrecere, domnițe. Dar... Cam atin acest episod Ardeilor, sper că v-a plăcut, dacă v-a plăcut și sunteți interesați de episodul următor să vedeți ce se întâmplă în petrecerea asta, nu uitați să apăsați butonul de like, m-ar ajuta foarte mult și m-ar motiva din ce în ce mai mult. Eu am fost Pepper, ne revedem în episodul următor. Bye bye!